Am revenit, dragi telespectatori, după scurta pauză. Alături de mine se află doamna doctor Renata Iosifescu, medic primar, psihiatru, doctor în științe medicale. Tema din această seară, ieșirea din depresie, medicamente sau psihoterapie. Doamna doctor, înainte de pauză vorbeam despre ce putem face în momentul în care realizăm că un membru al familiei noastre este afectat de această boală. Începusem să vă spun că cel mai bun aliat rămâne familia, anturajul, prietenii apropiați, medicul de familie și psihiatru. De ce psihiatru? Tocmai pentru că este singurul care poate monitoriza tratamentul psihiatric. E foarte bine dacă psihiatrul este dublat de un psihoterapeut. Fie un psiholog psihoterapeut, fie el însuși un psihoterapeut, fie un alt psihiatru psihoterapeut. De ce? Pentru că niciodată nu m-am bazat doar pe tratamentul medicamentos. Da, chiar voiam să vă întreb dacă este necesar și prezența unui psiholog sau a unui psihoterapeut. De cele mai multe ori, da. Pentru că depresia este o tulburare, este o boală, dar nu înseamnă că este doar la nivel molecular. Este la nivel atitudinal, la nivel existențial. Iar o persoană nu este doar un simptom sau o boală. Este o complexitate extraordinară. Ori acest lucru trebuie abordat din diferite perspective pentru ca situația aceasta să dispară, să se îmbunătățească și să revină cât mai aproape de viața de normalitate. Deci, iată că, așa cum spuneți tema din această seară, medicamente sau psihoterapie... De fapt, este medicamente și psihoterapie. Și psihoterapie. De ce exact. Medicamente? Foarte multă lume spune, a, nu, nu iau medicamente, voi fi dependent. Nici un antidepresiv nu dă dependență. Absolut niciun. Psihiatrul este, sau și medicul de familie, dar psihiatrul în principal este singurul care poate monitoriza în funcție de efectul benefic asupra simptomatologiei și efectele secundare. Gândiți-vă că o persoană poate avea și alte afecțiuni. Și atunci trebuie să ții cont foarte bine de ce efecte secundare pot apărea pentru a nu strica mai mult. Primul principiu al medicinei este primum non nocere. Cel mai bine întâi să nu strici. De asemenea, durata terapiei. De asemenea, mai există ceva. Nu există numai tratament cu antidepresiv. Persoana respectivă poate fi anxioasă, poate avea tulburări de somn. Deci, se asociază un anxiolitic, se asociază un hipnotic sau nu, sau un timostabilizator. Acestea sunt substanțe care modifică marja în care emoțiile noastre sunt. Întotdeauna avem o linie ondulatorie, dar cu cât este mai aproape de o linie normală, cu atât este mai bine. Nici o mare exaltare, nici o depresie de la melancolie. Și atunci aceste lucruri sunt vizate doar de un psihiatru. E foarte bine pentru că frecvent apar blocaje de tratament. Singurul care poate schimba este tot psihiatru. Poate apare reacții ale pacientului care să spună am făcut deja de 3 luni, în prospect scrie cu tare lucru. Bun. Cei din care fac aceste prospecte, chiar dacă au avut un caz la 1 milion, sunt obligați să notifice acel lucru. Dar acel lucru nu este valabil pentru toată lumea. Ori numai psihiatru poate să știe exact despre ce este vorba și să creeze împreună cu pacientul o alianță. O alianță care să-l ajute să revină la normalitate. De asemenea, psihiatrul poate să sfătuiască familia cum să se poarte, cum să ferească, că am cazuri în care spun familiei, vă rog, nu lăsați medicația la îndemâna pacientului. Pentru că, deja văzând că ideile suicidare sunt prezente, deja există un plan, nu fac decât să-i ofer un instrument. Ori asta n-aș fi vrut niciodată. Așa este, există diferite forme de psihoterapie. Cum trebuie alese aceste forme de psihoterapie? În funcție de foarte multe. În primul rând, de un cost-beneficiu. În primul rând, depresia prezintă niște costuri extraordinare. Persoana nu mai poate să aibă viață de familie bună,
viață la serviciu, creativitatea lui diminuează, relațiile lui diminuează, deci deja sunt niște costuri extraordinare. Beneficiul tratamentului este foarte mare. Poate nu este totdeauna suficient și este necesar să îi se ofere și alte alternative. Există terapii de sorginte psihanalitică care investigează acele evenimente din copilărie care au prezentat o rană pentru persoană și care sunt reactivate în momentul acestei depresii. Foarte bune, dar de lungă durată, costisitoare și nu întotdeauna retrăirea acelor evenimente poate duce chiar la rezolvarea problemei. Mai există de asemenea cele interpersonale, crearea de competențe, de abilități ale persoanei care s-a retras să poată din nou să relaționeze cu cei din jurul lui. El s-a retras, stă în camera lui, stă în patul lui, stă pe aceeași parte, nici nu vrea să vorbească cu nimeni. Ori, a recăpăta acele competențe, a recăpăta acele abilități care îl făceau să fie o persoană normală, pot fi extraordinar de bune. Și există terapia cognitiv-comportamentală. Există și terapiile scurte, chiar foarte bune. Terapia cognitiv-comportamentală spune în felul următor: orice emoție are în spate un gând și nu evenimentul în sine ne face rău, ci ce interpretare dăm acelui lucru. Pentru că sunt persoane care maximizează: este o catastrofă ce mi s-a întâmplat. Sau privesc lucrurile în alb și negru: dacă nu am reușit și nu am luat 10, înseamnă că sunt o persoană de nimic, nu merit să trăiesc. Există de asemenea o personalizare: numai mie mi se poate întâmpla chestia asta. Numai mie am putut să fiu refuzat de prietena, de frumusețea aia. Des auzim această frază. Bineînțeles. Ori, terapia cognitiv-comportamentală oferă gânduri alternative și de asemenea un contact cu realitatea. Cât poate fi adevărat din distorsiunea cognitivă și cât de realist ar putea fi o alternativă de gândire. Și atunci, de aceea este foarte bine să folosim ambele metode. O întrebare scurtă. Și aici recunosc, este pură curiozitate. Hipnoza este o formă de terapie? Hipnoza este o formă de terapie, dar nu este o terapie făcută cu propria voință. Oriceea ce eu doresc la psihoterapie este să mă folosesc de tăriile, de puterea celuia pentru ca el să devină cât mai autonom. Nu vreau să depindă de ceva. Nici chiar de terapeut. Se poate vindeca depresia? Sau cei care suferă de această boală rămân cu ea pentru totdeauna, pentru toată viața? Cuvântul vindecare în general nu este folosit nici măcar în cazul unei gripe sau unei pneumonii. Se produce o remisiune. Remisiunea poate fi însă de foarte lungă durată. Poate dura toată viața și să nu existe niciun alt episod. Pot exista însă și recăderi. Recăderea este când a ieșit din episodul depresiv, dar nu complet. Și din nou apare o cădere, o buclă în jos. Și aceasta poate fi tratată și de aceea e bine să ai contact cu medicul tău. Poate apare însă recurența. Episoade care se repetă la anumite intervale și ele depind de factori exteriori, de evenimente de viață. Pierderea serviciului, abandonul, doliul, condițiile socioeconomice pot determina o reapariție a episodului depresiv. Dar depresia necesită internare? Uneori da. În primul rând necesită o pauză din activitatea anterioară. Deci un concediu ar fi minunat. Numai că nu suntem în condițiile altor țări în care persoana se duce la medic și îi spune: vreau un concediu de sănătate. Poftim? Cum adică? Da. Vreau un concediu pentru că simt că dacă mai muncesc în acest ritm, în acest stil, mă voi epuiza, nu voi mai avea aceleași performanțe, voi deveni deprimat. Dar este necesar un concediu și cred că mulți psihiatri înțeleg acest lucru. Dar uneori este necesară spitalizarea. Fie pentru că
monitorizarea terapiei necesită prezența medicului zilnică. Fie pentru că efectele secundare, afecțiunile asociate, pot determina o necesitate de a monitoriza foarte atent, fie tensiunea, fie alte simptome, dar mai poate fi o severitate extremă sau elemente psihotice, cum am spus, halucinații, delir, care determină pacientul să ia nu cele mai bune hotărâri. Poate divorța, își vinde casa, poate să se sinucidă și atunci este necesară o pauză, o retragere din lumea în care nu s-a simțit bine până atunci. Așa este, dar cu toate astea trebuie, această pauză trebuie să implice activități. Da, și de aceea, după spitalizare, este necesară o perioadă de concediu, uneori foarte lung, o lună, o lună și jumătate, pentru readaptarea la din ce în ce mai multe activități în familie, în context relațional și apoi la serviciu. Pentru că nu totdeauna poți din spital să ajungi imediat la serviciu și în familie și să te apuci iar de aceleași activități. Se poate sau cum putem preveni depresia? Cum și dacă putem preveni depresia? Cum și dacă? Știți, de fapt, foarte multă lume vorbește despre fericire, ca despre ceva intangibil. Fericirea este... De fapt, există două moduri de a fi fericit. Un mod de moment. Ne bucurăm, ne exaltăm, avem un succes, avem o petrecere. Avem un mod de a ne face o excursie, o relaxare. Este minunat. Dar există și ceva care duce la o împlinire, la o recompensă. În viață avem nevoie de amândouă. Îți cumperi o rochie nouă, te bucuri în timp de ea, ai un serviciu nou, ești foarte bine plătit, te bucuri în timp, dar după aceea lucrurile nu mai stau la fel. Și atunci este nevoie de această împlinire. Și fericirea este, de fapt, miezul bunăstării, a bunăstării tale psihologice. În acest lucru există mai multe componente. Stăpânirea mediului înconjurător. Când ești în mediul tău și nu ești amenințat nici de arme, nici de bombe, nici de război, când ești autonom, te poți mișca. Când ești practic, ai capacitatea de a avea autonomie. Bătrânii știu despre ce vorbesc. Când insiști asupra dezvoltării tale personale, asta înseamnă dezvoltare emoțională, dezvoltare intelectuală, dezvoltare spirituală. Când ai o împăcare cu tine, o relație bună cu tine, când stima ta de sine a crescut, ești fericit, este cu totul altceva. Dar nu numai cu tine, ci și relația cu ceilalți. Atunci când comportamentul tău este empatic, este altruist, chiar s-au făcut studii asupra persoanelor care au făcut voluntariat pe diferite condiții. În momentul când se simțeau mulțumiți că au făcut o faptă bună. A fi bun, a avea valori morale, a avea valori spirituale, reprezintă ceva deosebit. Este un desen animat nou care a primit un Oscar pentru desen animat, întors pe dos. Chiar dacă suntem adulți, mie chiar îmi plac, este un film care prezintă o personificare a emoțiilor. Cum se stochează în memorie evenimentele pozitive și cum ele pot fi accesate în momente în care nu ne merge chiar totul foarte bine. Cum emoțiile negative ne folosesc, pentru că nicio emoție negativă nu este degeaba. Dacă suntem deprimați, de fapt, asta este un lucru pozitiv. Ni se spune de către partea noastră interioară, nu e în ordine ce faci, nu e în ordine cum te porți cu tine. Poate ești prea încărcat, poate ești prea stresat. Sentimentele noastre pozitive pot fi create prin diferite activități. Mănânci ceva bun, mănânci o ciocolată,
mănânci ceva care îți place, te simți bine, da? Faci sport, te întâlnești cu prietenii, te rogi, meditezi, faci sex. Și citești o carte. Categoric, deși e destul de rar acest lucru acum. Aceste sentimente pozitive înmagazinate reprezintă o resursă pentru tine, pentru intuiție, pentru creativitate, pentru activitatea ta profesională. Practic, se pot construi aceste sentimente pozitive. Poți să fii deschis și curios, poți să fii pur și simplu să faci o faptă bună, poți pur și simplu să ajuți absolut altruist pe cineva și aceste lucruri sunt minunate pentru tine. Mai există ceva deosebit, această stare de flux, starea aceea în care nu simți că timpul a trecut, faci o activitate care te absorbe complet, cum au trecut deja 3-4 ore? Oh, dar nici n-am simțit, nici nu mi-a fost foame, nici sete, n-am simțit nimic altceva decât concentrare și chiar o exaltare pentru că am avut un scop. Găsirea unui sens și scop al vieții reprezintă construirea acestor sentimente pozitive, acestei fericiri, acestei bunăstări psihologice. Deci putem într-adevăr să facem ceva, trăindu-ne viața într-un mod frumos. Pentru unii spiritualitatea, pentru alții religia, chiar reprezintă o modalitate de a ne crea o posibilitate de a trăi foarte, foarte frumos. Așa este. Și putem să ne facem fericiți începând chiar cu un zâmbet dis de dimineață? Categoric. Categoric. Mai este încă ceva. Foarte mulți tindem spre bani și celebritate. Ar fi mult mai bine dacă am putea tinde spre înțelepciune și spre spiritualitate, fără a nega valoarea banilor. Așa ei este. Sunt o energie care ne ajută să ne facem niște mici plăceri. Da, într-adevăr. Așa este. Dar ce se întâmplă în momentul în care acele gânduri negative, de care spuneați că sunt în spatele emoțiilor, pentru o persoană persistă? Persistența lor... V-am întrerupt, adică fac altceva, mă ocup de altceva, dar parcă sunt blocată cu mintea la acele gânduri. Nu. Mintea nu se poate ocupa de două lucruri în același timp. Acest lucru este foarte important. Deci a mă ocupa de ceva, în psihoterapia cognitiv-comportamentală se face, faci o activitate, estimezi care va fi plăcerea. Și după ce ai terminat acea activitate, estimez care a fost plăcerea. De cele mai multe ori este foarte mare. Cu mult mai mare procentaj decât cel estimat. Și atunci acest lucru se înmagazinează. Acest lucru poate să determine persoana să facă din ce în ce mai multe activități. De exemplu, am avut persoane pe care le-am rugat doar să se plimbe. Atât. Este adevărat. Să observe ce este în jurul lor. Asta pentru că nu observaseră nici măcar că înfloriseră copacii, că fuseseră puse flori pe straturi, că femeile se îmbrăcau altfel, era vorba de un domn, că existau vitrine luminoase, pur și simplu nu mai observase nimic, pentru că nu mai era atent decât în interior. Ori în momentul când l-am rugat să facă un efort de a-și concentra atenția spre ceea ce era exterior, a realizat că făcea acel lucru cu mult mai multă plăcere. Chiar voiam să vă întreb despre aceste plimbări sau nu neapărat plimbări, chiar și drumul de acasă până la serviciu sau înapoi este important și să nu trecem așa pe stradă într-o viteză. Cu ochii pe trotuar. În comun, da, și cu ochii pe trotuar. Că e bine să observăm și ce se întâmplă în jurul nostru, pentru că de multe ori rămânem surprinși într-un mod mai mult decât plăcut. Categoric. Și care ne luminează ziua așa, parcă. Categoric. Chiar și când este o zi ploioasă, am avut întrebarea asta și am întrebat o persoană, bun, spuneți-mi cum este cerul. A stat, s-a uitat, ce? Nu știu. Zic, ați văzut ce nori frumoși erau. Doamna doctor, mulțumim pentru prezența în studio. Iată că timpul s-a scurs, ca de obicei, repede. Deci, aici. Ne-a făcut plăcere. Mai sunt multe de spus, vă așteptăm curând.
din nou la emisiune. Vă mulțumesc mult pentru această ocazie de a transmite ceva din ceea ce poate convinge o persoană care acum este depresivă să se adreseze unui psihiatru. Eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim, dragi telespectatori, vă mulțumim pentru atenția atât și pentru această seară. Ne vom revedea săptămâna viitoare la o nouă ediție a Universului Medical. Până atunci.